Primul pas oficial pentru deblocarea proiectului Suceava, utilități și mediu la standarde europene a fost făcut în iunie 2009, atunci când Consiliul Județean Suceava a aprobat predarea către Transgaz Mediaș a conductelor de transport de gaze naturale de înaltă presiune. Pasul era premergător pentru două proiecte de hotărâre de guvern, unul privind transferul conductelor, iar al doilea, împreună cu Ministerul Finanțelor, pentru a fi găsită sursa de acoperire a cheltuielilor făcute cu investițiile care intrau în patrimoniul Transgaz. În februarie 2010, transferul a fost semnat. Cât despre acoperirea cheltuielilor, nicio veste. Gheorghe Flutur, președinte și la acea vreme al Consiliului Județean Suceava, a atras atenția că Transgaz va avea bătăi de cap cu conductele nou preluate, întrucât în apropierea lor s-au construit pensiuni turistice, iazuri sau diverse platforme. Erau numai puțin de 21 de astfel de situații. Incredibil aproape să spun așa, din ce s-a întâmplat în acea perioadă, 2005-2006 și imediat după, chiar iazurile de pește de la Prisaca Dornei, în acea zonă a conductelor, și sigur că trecerea peste aceste magistrale cu mașini de 30 de tone cu piatră sau exploatări forestiere bușteni cu tafurile tractate peste aceste conducte, lucrurile astea nu pot să mai continue, deci trebuie intrat în legalitate. Din 2010 și până în 2016, în afara unor datorii acumulate de primăriile din localitățile prin care trece sau unde nici n-a ajuns conducta de gaz, unele plătite exclusiv din bani guvernamentali, Transgaz a încercat să intre în legalitate cu problemele de pe traseul magistralei. Concomitent, firmele contractate pentru traseul Câmpul Împojorâta au renunțat la lucrare, iar 1,2 km au rămas abandonați și până astăzi. Din cauza situației neclare a proprietății asupra conductelor magistrale, s-a ajuns la un blocaj și pe porțiunea dintre Pojorâta și Vatra Dornei. Din vara anului trecut, Transgaz a reușit să obțină documentele notariale din partea proprietarilor de terenuri aflate pe traseul magistralei, lucru care permite în aproximativ una-două luni, după cum susține vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Viorel Seredenciuc, aprobarea unei hotărâri de guvern pentru scoaterea din regimul silvic al suprafețelor respective și implicit reluarea lucrărilor. Contractul a fost reatribuit unei asocieri de firme care va finaliza cu prioritate porțiunea de 1,2 km până la Pojorâta, iar ulterior traseul de la Pojorâta la Vatra Dornei. Cu cât se așteaptă mai mult în acest proiect, cu atât e mai rău și din cauza ratelor, dar și din cauza utilajelor și agregatelor care le ai și trebuie să le pui în funcțiune. De exemplu, rulmenții la turbine, pentru că stau, nu funcționează, trebuie să-i schimbi, fără să-i fi folosit vreodată să scoți un ban. Proiectul Suceava, utilități și mediu la standarde europene, derulat de autoritatea locală, prevede construcția unei conducte de transport gaz pe o lungime de 480 de kilometri, precum și construcția a 7 centrale termice și rețele aferente în județul Suceava. Pentru realizarea investițiilor, Consiliul Județean Suceava a obținut un credit cu garanții guvernamentale în valoare de 86,3 milioane de euro de la Deutsche Bank.